Poezia a fost sărbătorită la sediul Bibliotecii Reghinene Petru Maior. Conducerea instituției și membrii cenaclului Lucian Blaga au organizat o seară în care s-a recitat, s-a ascultat muzică folk și s-a vizitat o expoziție de pictură. Am gândit să ne întâlnim la bibliotecă în cadrul cenaclului Lucian Blaga, toți iubitorii de poezie, de muzică și de culoare, pentru că rețeta noastră cuprinde și muzică și culoare și vers. Din partea Direcției Județene pentru Cultură, Culte, Patrimoniu Național Cultural, domnul Văciuț etalează această expoziție valoroasă, itinerantă, care iată a ajuns și la Reghin. Apoi de la Bistrița vine Florin Săsărman, cantautor, Angela Chiș de la Reghin, de asemenea. Îl avem invitat pe poetul Valentin Marica. Dumnealui a lipsit din instituția noastră câteva luni de zile, deci este așteptat de iubitorii de poezie și membrii cenaclului nostru. Această zi este una din cele 365 de zile ale anului în care eu sărbătoresc poezia, fiindcă pentru mine, sigur, în mod conjunctural, această zi este o zi în care se sărbătorește poezia într-un cadru internațional. Din punctul meu de vedere, poezia este sărbătoare în fiecare zi și eu trăiesc cu acest sentiment al sărbătorii continue. Sigur că, așa cum există o zi a silvicultorului, o zi a bucătarului, de ce n-ar fi avut și poezia o zi a ei? E necesară o astfel de zi pentru a atrage atenția că există ceva pe lumea asta care, între alte lucruri, are distinție. Dumnezeu mi-a dat talentul, sufletul și înțelepciunea. Mi-a pus în mână toiagul să cutreier toată lumea. I-am cunoscut frumusețea, întinderea, măreția. Pe pământ să gust dulceața, după moarte nemurirea. Versurilor recitate de cei prezenți, autori de poezie și cititori, s-au adăugat cântecele interpretate de Angela Chiș, Maria Șiu și Florin Săsărman. Poezia face parte din viața mea pentru că nu am putea să cântăm cântece atât de frumoase fără poezii extraordinar de frumoase. Mereu am citit poezie în dorința de a putea compune mai mult, mai frumos, și faptul că citești o poezie deosebită te inspiră, adică e o muzicalitate a versurilor care cumva creează cântecul. Poate am adormit și-am visat ceva, vis nedeslușit că nu ești a mea. Mai începe o zi, dau cu alb pe măști și te-aș izgoni ca să mă urăști. Cei prezenți au luat parte și la vernisajul unei expoziții de pictură. Artista Vereș Jujano din Târgu Mureș a expus lucrările sale dedicate castelelor din județ. Cam un an de zile a durat până am terminat. Mai am acasă, dar aici nu este loc unde să expun. A fost expus și la Sighișoara și la prefectură, la Târgu Mureș. Și la Sărmaș. Care au fost reacțiile publicului? Nu a plăcut la toată lumea, că așa ceva încă n-a pictat nimeni. Lăstar, trecut prin anotimpuri, curând s-a transformat în pom. Lăstarul, ocrotit prin timpuri, s-a metamorfozat în om. Primăvara înfrunzește pomul, îl împodobește în floare. Atunci înflorește și omul în iubirea nepieritoare.